Bine te-am regăsit la o nouă lecție de microscopie. Astăzi vom pătrunde în tainele țesutului conjunctiv semidur sau cartilaginos, care formează cartilajele. Țesutul cartilaginos conține în structura sa celule dispuse în cavități, fibre conjunctive și substanță fundamentală. Pentru această activitate practică, îți propun următoarea fișă de observație. Urmărește pașii și formulează concluziile. Iată imaginea la microscop a țesutului cartilaginos elastic. Legenda te va ajuta să identifici componentele la microscop. Recunoaște elementele structurale ale țesutului cartilaginos elastic. Iată imaginea la microscop a țesutului cartilaginos fibros. Legenda te va ajuta să identifici componentele la microscop. Iată imaginea la microscop a țesutului cartilaginos hialin. Legenda te va ajuta să identifici componentele la microscop. Răspunde cerințelor temei și formulează concluziile. Țesutul conjunctiv semidur sau cartilaginos este de trei categorii: elastic, fibros, hialin. Este acoperit la exterior de o membrană vascularizată și conține în structura sa celule dispuse în cavități, fibre conjunctive caracteristice fiecărui tip de țesut și substanța fundamentală, impregnată cu săruri de calciu și sodiu.